Bună ziua, bun găsit! Suntem la Gorjul în direct. Alături de mine este vicepreședintele PSD Gorj, Manuela Misăilescu. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru această invitație. O să vorbim despre ce se întâmplă în această campanie electorală, o să fie ceva subiecte, dar cea mai importantă informație, cea mai importantă știre este că salariații ai Complexului Energetic Oltenia au intrat în greva foamei de astăzi de dimineață. E vorba de cei care lucrează la cariera Jelț Nord, acolo unde nu mai funcționează excavatoarele pentru că nu mai au front de lucru. Documentația, vă fac așa un rezumat, documentația pentru exproprieri a stat în sertarul domnului Plaveti un an, deci n-a trimis-o la București pentru avize, pentru ca oamenii ăștia să muncească. S-au trezit în situația în care nu mai pot să muncească. În plus, oamenii reclamă faptul că actualii șefi ai CE Oltenia nu vor să le asigure, nu vor să dea garanția celor 40 de salarii plus compensatorii în caz de disponibilizare, deși știm cu toții că asta va urma. Administrația CEO vrea să ofere salariaților care vor fi concediați doar 12 salarii, drept pentru care cei de la Jelț Nord au mai multe motive pentru care au ieșit astăzi în stradă și mai grav în greva foamei, un gest, o formă de protest extrem de extremă. Să începem cu asta, spun. Și ca să nu uit, domnul Plaveti, la discuțiile pe care le-a avut, discuții, mult spus, probabil câteva cuvinte a vorbit cu cei care protestează, le-a spus că dacă nu le convine, să-și caute alt loc de muncă. Da, e trist ce aud și veștile care vin despre Complexul Energetic Oltenia, cred că îngrijorează foarte tare. Pentru că, iată, dincolo de problemele legate de nenorocirea aia de plan de restructurare, intențiile Uniunii Europene cu privire la producătorii de energie pe bază de cărbune, producătorii tradiționali de energie, iată, ne mai lovim și de această opacitate a administrației în dialogul cu angajații. Cred că răbdarea angajaților Complexului Energetic Oltenia este la un nivel foarte ridicat, pentru că au tolerat, iată, o situație grea cu fruntea sus. Răbdarea lor a ajuns aproape de final. Dar iată că a ajuns într-un punct în care cedează și recurg la această formă extremă de protest, precum este greva foamei. Speranța mea este ca administrația Complexul Energetic Oltenia, directoratul complet în frunte cu președintele acestui directorat, domnul Plaveti, să realizeze că este o greșeală foarte, foarte mare această strategie pe care dumnealui o folosește, este o strategie greșită, să înțeleagă faptul că această cale a dialogului rezolvă foarte multe probleme. Răspunsul pe care dumneavoastră spuneți că l-a dat angajaților când aceștia au ridicat concret situațiile grave, găsiți-vă alt loc de muncă sau mergeți în altă parte, așa cum ați spus și dumneavoastră, dacă nu vă convine, plecați, este foarte grav. Este, cred că, la capitolul nu spune niciodată asta într-un manual de management. Și iată că domnul Plaveti face o greșeală fantastică în ceea ce privește dialogul cu angajații companiei, înseamnă demobilizare completă a acestora, le va trezi frustrarea, le va trezi, e o umilință pe care le-o, da, o manifestă, îi umilește efectiv pe acești angajați care și așa au îndurat foarte multe, asta spun, de asta spun că sunt foarte răbdători oamenii, că au tolerat foarte multă vreme, iată, un management care este în dezavantajul lor clar. Și care a fost numit pe 4 ani, ca să și care a fost, da, după un scandal monstru și după acțiuni în instanță, adică făcăturii de selecție. Toată lumea știe. Mie mi se pare străvezie situația privind selecția managerilor de la Complexul Energetic, de selecția directoratului, ca să o scurtăm. Cu toate acestea, deci cumva
le sunt ostil pe față. Declarația asta pune capac exact. Unei situații. Da. Dacă nu vă convine, plecați. Deci, mai mult de atât, ce să le mai spuneți? Mie mi se pare de un tupeu ieșit din comun. Nemai întâlnit. Aș vrea să caut, am tot în mintea mea, am tot căutat o rimă sau un sinonim la borfaș, că era o piesă cu tupeu de borfaș. Nu vreau să zic asta. Dar șefii CEO au un tupeu de slujbași, ca să rimeze, de slujbași la stat, da? Ei au, nu vor să... Apropo, că întreba domnul Berca, cu care o să stăm de vorbă, liderul sindical de la Jilț, întreba de ce nu face publice domnul Plaveti indemnizațiile, bonusurile pe care le-au luat aceștia la sfârșit de an. Pentru ce au luat bonusuri? Ce indicatori de performanță au îndeplinit? Care performanță? Deci, e o situație absolut revoltătoare. Dar e bine că oamenii nu tolerează. Adică bănuiesc că măcar în al 13-lea ceas spun ce se luptă pentru drepturile lor. După această declarație a managerului Complexului Energetic Oltenia, cred că ar trebui să se ia măsuri. Măsuri de către manager. Cine? Păi domnul Burduja e în campanie electorală. Omul a fost ales pe 4 ani. Cum credeți că se vor lua soluții? Ce soluții să se mai ia? Nu, asta e. Deci asta e. Singurul, eu am mai stat de vorbă cu oamenii care lucrează în minerit și în energie. Și au spus așa, fără presiunea salariaților, oamenii ăștia sunt condamnați. Deci este vor fi aruncați ca pe niște măsele stricate, cu 2 lei acolo și se vor trezi la 50 și ceva de ani, șomeri, neavând unde să lucreze, decât să plece dincolo de din județul ăsta, să plece în afară, să plece în afara țării. Dincolo de această umilință pe care o manifestă de față de salariații Complexului Energetic Oltenia, față de cei care cu efectiv duc greul acestei situații, înțeleg că a intrat domnul... Da, îmi spun colegii mei că domnul Berca este în direct. Vă mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul Berca. Bună ziua! Eu mulțumesc pentru emisiune. Când dați realitatea ce se întâmplă în direct, am fost la chemați într-adevăr de domnul director general, am urcat sus, dar care în ultima vorbă care a spus, dacă ne cu mine locul de muncă, de ce nu căutăm loc de muncă în altă parte? Că avem salarii mari, avem și că nu se va abate, el e trimis aici, nu se va abate de la planul de restructurare, adică care este planul, că știe toată lumea, din 2026 vor rămâne 4.600 de oameni. Nu vrea să nicio formă să ne dea garanția locul de muncă, adică să bage patul ăsta și contract colectiv de muncă. Noi nu vrem banii ăia să-i luăm, să plecăm acasă acum. Noi banii ăia vrem să fie o garanție a locului de muncă, adică în caz de restructurare colectivă să beneficiem de ceva și noi să nu rămânem pe drumuri. Eu cred că s-a înțeles treaba asta, pentru că dumneavoastră nu protestați ca să luați banii și să plecați acasă. Dumneavoastră protestați pentru că nu se respectă niște minime condiții pentru ca această companie să mai funcționeze. Exact cum ați spus dumneavoastră, că v-am urmărit și mai devreme când a venit acolo singurul parlamentar de altfel care a ajuns la sediul CEO, a fost domnul Miruță de la USR. Și îi spuneați dumneavoastră și v-ați repetat problema asta, că acești bani, 40 de salarii, trebuie să constituie o garanție în cazul în care compania va ajunge la măsura disponibilizării. Și acea măsură de disponibilizare va veni. Voiam să vă întreb, când ați declanșat acest protest extrem? În dimineața aceasta am declanșat acest protest extrem, am luat decizia asta, fiindcă nu mai suportăm atâta umilință. Nu așteptam la răspunsul domnului director general, adică dacă ne convine găsim la loc de muncă, eu un lucru penibil, o umilință față de toți angajații CEO-ului, în momentul actual e o umilință maximă și să nu credem că nu va veni acea restructurare, fiindcă nu au cum, dar atâta din când dumnealui ne-a spus când direct că nu se abate la planul de restructurare, asta înseamnă la 31 a 12 a 2025 trebuie să rămână în această companie 4.600 de angajați din 9.000 de oameni care suntem acum.
Și spunea domnul deputat care a venit la dumneavoastră acolo că ieșirile la pensie se întâmplă mai greoi decât măsurile companiei de a da lumea afară. Deci cam exact. Asta va fi situația în 2025. Deci nu vor exact. Ieși la pensie atâția și nu îndeplinesc probabil condițiile că au ieșit destul de mulți salariați la pensie pe legea 197 până acum. Mai sunt sute de cazuri în instanță, sute de dosare pe rol legate de această pensionare pe legea 197, dar totuși de la 9.000 până la 4.000 și ceva sunt aproape 5.000 de oameni. Exact, deci de-aia probabil nici nu vrea să bage acele salarii 40 ca garanția locului de muncă, fiindcă dumnezeu și-a luat cum și-a luat mandatul pe 4 ani, că toată lumea știe cum și-a luat preselecția la mandat pe 4 ani, a venit pe 4 ani. Știe că soarta restructurării va fi mâna lui și probabil să nu se complice, nu bagă mai multe salarii. Adică nu-i interesează, cum ne spusă pe direct să ne căutăm loc de muncă în altă parte, așa e și cu salariile. Nu-l interesează de soarta Gojului, nu se interesează de soarta angajaților, ci de nimic nu-l interesează, doar să e venit și pus pentru închiderea mineritului, adică respectarea planului de decarbonare. Domnul Berca, am înțeles că dumneavoastră ați intrat în greva foamei și urmează și alți colegi de-ai dumneavoastră să vină da, urmează alături. Și alți colegi să ni se alăture, fiindcă nu mai suportăm, vrem garanția, exact și v-am spus, garanția locului de muncă, adică în caz de restructurare avem 4 ani cu grupe plătite, vrem cum s-a dat în Valea Jiului, când s-a închis Valea Jiului, vrem 4 salarii în contract prevăzute de acum în contractul colectiv de muncă, să nu... E o garanție. Astăzi expiră contractul de muncă, am înțeles. Exact. Astăzi expiră, numai de astăzi, nu mai avem contract de muncă. Trebuie să facem ceva, să nu măsuri extreme. Adică dacă totuși vor să ne închidă și ăsta, trebuie să ne și plătească. Să nu putem să rămânem pe drumuri, fiindcă majoritatea dintre noi suntem bolnavi, avem boli. Din cauza mineritului nu mai putem să plecăm să muncim în alte părți decât în Gorj. Exact cum a spus dumneavoastră, că el are o firmă, că el e bazat, el nu stă în banii CEO-ului. Nu e așa. Dacă domnul e atât de bazat, de ce nu se duce să-și amenajeze firma lui, să ne lase pe noi în pace, să găsim pe altcineva competent, dacă chiar atât e de bazat. Deci, cereți demisia dumnealui? Până la urmă, o cerem. Dacă în continuare nu vrea să susțină cu ale 40 de salarii ca să... Ne dau o garanție locului de muncă, asta va fi următorul punct să cerem demisia, fiindcă nu se mai poate. O să ne spunem până la urmă să oprească și ceilalți colegi. Facem apel la ceilalți colegi, fiindcă e vorba de soarta noastră în joc, dacă în continuare nu se poate face nimic, și ajungem la vorbe care, exact ce v-a spus, că ne căutăm locul de muncă în altă parte, noi nu semnăm nimic în momentul actual pentru dumnealui angajații CEO-ului, nu înseamnă absolut nimic pentru dumnealui. Suntem de aruncat în orice secundă. Domnul Berca, a venit acolo, știu eu, o ambulanță care să, în caz de, Doamne ferește, să aveți o asistență medicală? Nu a venit nicio ambulanță, nu a venit nimic. Cei de la CEO au coborât la dumneavoastră, în afară de domnul Plaveti, sau cum s-au nu, purtat domnul discut? Plaveti ne-a chemat sus la birou și ne-a spus totul. Ne-a chemat să discutăm. Asta a fost răspunsul dumneavoastră care vi-a spus, ei, suntem tare dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în momentul actual, foarte urât din partea, adică foarte urât din ce se întâmplă și trebuie să reacționăm cu toții în momentul ăsta, că e vorba de locurile de muncă noastre, de viitorul nostru, care nu mai găsim locul de muncă în Gorj, cum spune dumneavoastră, că să ne căutăm în altă parte. Nu e atât de ușor la 50 de ani să-ți cauți loc de muncă, fiindcă te mai angajează nimeni. Uruit de minerit, stat 23 ani în carieră, în cizme, de cauciuc în Nămol și în alea, nu mai suntem capabili să mai căutăm alte, să găsim locul de muncă care să fie adecvate pentru noi, pentru sănătatea noastră. Domnul Berca, liderii federațiilor au venit la dumneavoastră, a stat de vorbă da, cu dumneavoastră. Da, a venit domnul Maciu, cu domnul Mămădic, a urcat cu noi sus când am avut discuție cu domnul director general, s-a luat și dumneavoastră de el, dar degeaba. Eu nu am impresia că e pornit, e pus de sus de la minister doar cu un singur scop. Să ne trimit acasă, ne închidă. Mai repede, cred, că dacă... Da, mai repede. Dacă, uite, trebuie. Dacă Jilțul e blocat, Jilț Nord, nu?
Deci expropierile la Girt s-a făcut toate din 2020 până în 2023. Au stat la sertarul CEU-ului, nu s-a făcut absolut. Deja la Sărnăica s-a făcut. Acum a ajuns documentația la București și se tot amână acea hotărâre de guvern. Dar fac apel la domnii senatori, parlamentari, PSD, PNL, să se implice maxim, că nu durează atât de mult o hotărâre de guvern ca să poată să o dea. Deci dacă documentația e făcută, se poate urgenta, dar nu se urgentează cu singur scop, fiindcă se urmărește închiderea. Domnul Berca, cât veți sta în greva foamei? Dacă vreți să ne spuneți și câți ani aveți dumneavoastră, colegii dumneavoastră, ce stare de sănătate au, cât pot deci, să ducă acest protest extrem? Vor sta până la epuizare, nu mai putem să mai suportăm. Deci nu mai putem să mai suportăm. E o situație care e critică pentru noi, care nu mai putem să suportăm. Știm ceva, avem stresul zi de zi la locul de muncă, locurilor de muncă, că le vom pierde și vom rămâne pe drumuri. Până la urmă trebuie să avem și noi o garanție a locurilor de muncă. Exact ce am spus, că acele 4 salarii e ca un fel de garanție pentru noi, pentru locul de muncă al nostru. Câți ani de vechime aveți dumneavoastră, domnul Berca? 25 de ani de carieră am, ceilalți colegi au 30, 35... Colegii dumneavoastră, nu? Da. Și au și probleme de sănătate, spuneți? Da, majoritatea. Eu am 4 inele la coloana deplasată din cauza pescatorului. Am lucrat 20 de ani pescator la cărbune. Sunt pescatorist din cauza pescatorului. Am 4 inele la coloana deplasată. Spuneți că nu veți renunța la acest proces, protest până? Păi nu se va rezolva situația, să avem garanția locurilor de muncă. Adică trecerea în contractul colectiv de muncă ale 4 salarii, vrem documentația să fie trimisă la București 4 ani cu grupe plătite în caz de restructurare, deci nu cerem decât niște garanții, niște pachete sociale, adică pachetul social înseamnă ai 4 ani cu grupe plătite și 4 salarii sunt separate care să fie trecute în contractul colectiv de muncă. Domnul Berca, eu știu că astăzi au mai fost niște negocieri. Sunt la negocieri în momentul actual, dar răspunsul vă îl dăte domnul director general, a plecat, că el mai mult de 12 salarii nu dă. Mi-a spus inclusiv când a plecat. N-am ieșit la noi, a zis că mai mult de 12 salarii nu dă. Păi ca să-și usureze munca la restructurare. Ne aruncă ca pe niște gunoaie, probabil ne scoate afară exact cum n-am fi în plus. Păi și negocierile se... întâmplă fără domnul Plaveti? Nu, în momentul ăsta domnul Plaveti și cu sindicatele sunt în negocieri. Am înțeles că plecase la un moment dat. Nu, a plecat la negocieri, nu știu, s-a dus împreună cu sindicatele, sunt în negocieri, nu a plecat, sunt în negocieri. Faceți apel, am auzit mai devreme spunând că îi așteptați și pe colegii din schimbul 2, dacă am reținut bine. Da, facem apel să fim uniți. Fiindcă dacă nu, soarta noastră va fi să plecăm cu acasă fără nimic, să pierdem locurile de muncă, nu mai avem unele mai angajate, să fie. E ultima luptă noastră, ultima bătălie noastră, ultima luptă pentru Goci. Fiindcă dacă obținem pe ale 4 să fie trecute în contact cu colectivul de muncă, probabil se gândesc de 2 ori înainte de a da afară, de a face acele restructurări. Au fost semnale, domnul Berca, știu eu, de exemplu, să se reducă programul de lucru în cariere de la 7 zile la 5 zile sau știu eu ce alte reduceri. Toate semnalele se vor trage după alegeri. Suntem conștienți că acum că urmează alegeri și probabil în perioada asta nu o să facă lucrurile astea. O să fie o abținere. Dar să fiți realiști cum se întâmplă la... și anumită rezerva de capacitate. Acei oameni nu mai lucrează decât schimb bunul, nu mai lucrează pe ture. Nu mai lucrează sâmbete, nu mai lucrează duminici, fiindcă știm pe la domnul Nicușor Vodva că am discutat cu dumnealui și știu ce se întâmplă și acolo. Am fost la emisiune tot la noastră TV Sud și am discutat când a spus ce se întâmplă acolo. Aia va fi stată la tot mineritul, dar ceea ce nu cred ca de pe 31-12-2025, rezerva de capacitate vor sta să ne ducem la muncă, să așteptăm că poate au nevoie de noi sau nu mai au nevoie de noi. Deci nu cred să ne mai plătească cineva să stăm degeaba. Dar credeți că se vor rezolva într-un fel lucrurile cu acest protest? Dacă ne unim toți colegii și ducem lupta până la capăt, până la urmă trebuie să ne unim, chemăm și ministrul să vină la noi aici, fiindcă nu e ok ce se întâmplă în Gorjul ăsta, chiar dacă nu-l interesează, dar nu e ok. Fiindcă e o companie care a susținut sistemul energetic național mult timp, mulți ani.
și păcat să fim bătaie de joc și aruncați ca niște cârpe. Domnul Burduja a fost în Gorj acum o săptămână și ceva. Da, da, a trecut cumva pe la CEO să discute ceva. Nu, a fost în altă parte în Gorj. Nu îl interesează chiar atât de mult soarta mineritului. Probabil la cât măgăm în sistem acum, suntem inexistenți pentru dumnealui. Da, în condițiile în care în alți ani, când era secetă, era vârf de exact. Producție. Și dacă va fi secetă, exact ce a spus domnul director Plavetic. Da, da, mai este o problemă. Față de anii trecuți, nu mai există consum, așa cum era înainte. Exact. Asta e situația noastră, o să stăm aici, nu o să plecăm până nu se rezolvă. O să mai vină colegi. În continuare facem apel aici să ne alăture, fiindcă viitorul nostru în joc în momentul actual, soarta noastră. Ați luat legătura cu cei de la, știu eu, Sindicatul Energia Rovinarii, cu ceilalți lideri de organizații? Nu am luat legătura cu nimeni, ei știu, ne văd aici, ai decizia lor, nu provocăm noi, îi așteptăm. Dacă vor să ni se alăture, îi așteptăm. Ce veți face cu serviciu? De exemplu, n-am băgat concediu odihnă la serviciu, suntem în timpul nostru liber. Deci vă sacrificați concediul de odihnă, astfel. Exact, deci n-am băgat concediu de odihnă, alți colegi au ieșit din schimbul 3 și sunt aici cu noi, din schimbul 3. Deci după o noapte de muncă. Da, după o noapte de muncă stau cu noi aici la schimbul 3. Câți colegi de-ai dumneavoastră sunt acum? Câți protestatari sunteți? Suntem 5 în momentul actual și așteptăm să mai vină. Da, știu că azi dimineață ați intrat în greva foamei împreună cu alți doi colegi. Erați trei salariați în greva foamei, acum sunteți 5. Cum spuneți dumneavoastră, s-ar putea să mai vină colegi de-ai dumneavoastră. Domnul Berca, vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Suntem atenți la ce se întâmplă cu problemele din minerit. Rămâne să ne mai auzim. Vă mulțumesc frumos. Okay. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Da, este o situație grea și nu înțeleg cum de s-a ajuns aici. Practic, oamenii protestează, au recurs la această formă de protest ca nemulțumire a unei evidențe, dar mai ales ca frustrare a faptului că nu știu ce îi așteaptă, oamenii nu știu ce urmează, ei nu știu ce îi așteaptă. Despre complexul energetic Oltenia nu se comunică nimic, li se aruncă doar niște jigniri, iată cum s-a întâmplat și în această dimineață, cred că a fost bomboana de pe colivă, când au fost și jigniți, nu doar că li se întâmplă când tot felul de lucruri, dacă nu vă convine, căutați-vă în loc de muncă. Acest eroism al domnului Plaveti, care spune, domnule, eu sunt aici așa să vă ajut, să vă salvez, dar de fapt știți, eu sunt convinsă că are o plasă de siguranță. Păi nu, eu sunt convinsă că nu pleacă de la complexul energetic Oltenia și se duce la Săpat, da, pe lungă, da? Sunt convinsă că pleacă bine, păi, mersi, de unde a și venit. Berca, că spunea că el i-a asigurat că are firmă și oricând despre se asta vorbesc, ce... despre asta vorbesc, acolo. Că e ceva de genul, domnule, mai mult decât atât. Ziceți mersi că sunt aici, da, și ziceți mersi că vă conduc destinele, dar acest eroism nu cred că... Liderei PSD, domnul Weber, cred că este la București. Da, domnul președinte este în perioada aceasta, este cu activitatea. Cine ar putea să vină de la PSD, că suntem împreună la această emisiune acum? Doamna Horvat, haideți ca să nu facem poze pe lângă oameni. Haideți să nu ne ducem în zona asta populistă, să pozăm în salvatorii companiei, nu, când de fapt suntem cei care i-am... Nu, asta am zis. Nu. Da. Am zis dacă va veni cineva să vorbească cu dumnealor, să găsească soluții eventual, să facă ceva PSD, pentru că la Ministerul Energiei e unul de la PNL și PNL și PSD sunt într-o coaliție. Poate dacă parlamentarii PSD, PNL, cei ai Gorjului, da, cum e și domnul Miruță al USR, vine și se interesează de soarta acestor oameni. Acum nu-l putem bănui că ar avea și alte scopuri, deși s-ar putea să fie, că e campanie electorală. Suntem în pre-campanie electorală. Dar să nu uităm că a fost inițiatorul legii 197. Deci peste asta chiar nu putem zice nimic. Dom'le, eu cred că la legea 197, dacă s-a întâmplat ceva bine, a fost cu
o implicare din multe direcții. Știți bine cât s-au implicat și până la parlamentarii urmă au Partidului fost, da, a fost Social-Democrat votată pentru de pentru a și asta întrebam, e promovarea acestei posibil legi. ca parlamentarii PSD și PNL să se ducă, domnule, la domnul Burdujan să-i spună, vedeți că e o problemă, trebuie luate acum măsuri, ori faceți demersurile alea la Bruxelles de care spuneați și întindeți termenul ăsta de închidere, că poate fi amânată închiderea CEO cu mai mulți ani de acum înainte, ori asigurați salariile compensatorii astfel în încât caz oamenii de să fie disponibilizare. asigurați. Bun. Va Haideți fi o ca să fi susținere a PSD? Cu siguranță. Cu siguranță parlamentarii Partidului Social Democrat sunt de partea oamenilor. De asta nu vă puteți îndoi. Și știți de ce nu o spun eu sau că o spune oricare dintre colegii mei, ci pentru că faptele demonstrează, numai că noi nu facem poze, asta e diferența dintre noi și alții, adică sunt de multe ori întâlniri și chiar există, să știți, în analiză o formulă, un proiect pentru protecția socială a angajaților Complexului Energetic Oltenia, pentru că trebuie să ne gândim la aspectele acestea. Oamenii nu pot rămâne așa, dar să vedem acest proiect. Fiți convinsă că trebuie să treacă pe la mai multe ministere și trebuie analizat foarte, foarte bine din toate punctele de vedere și sigur asta și într-o strânsă colaborare și dialog cu administrația Complexului Energetic Oltenia. Dar în ceea ce spuneați dumneavoastră puțin mai devreme legat de ce se întâmplă pe la Bruxelles cu acest plan de restructurare, cu rediscutarea termenelor de închidere a Complexului Energetic Oltenia, cu negocierile care ar trebui să se poarte din acest punct de vedere. Vedeți dumneavoastră, o nenorocire nu vine niciodată singură. Și așa cum domnul fost... E o nenorocire votată de ai noștri. Și, acest, și cerută, că nu a zis Comisia Europeană să mergem noi să ne nenorocim. Exact. S-a negociat, pentru că oamenii trebuie să... Pentru cei care nu știu... Spun acum, sunt foarte mulți cei care știu, dar poate este cineva care ne urmărește și nu știe povestea. Toată nenorocirea asta, tot bulgărele ăsta, a plecat de la domnul Virgil Popescu, care, pe mână cu cei care conduceau Complexul Energetic Oltenia în 2019, da, liberalii, tot liberal de-al lor, în echipă, domnul Virgil Popescu ce a făcut? A elaborat această nenorocire de plan de restructurare pe care l-a trimis la Bruxelles. Ăia s-au mirat. Păi, sigur vă asumați termenele astea. Când era la guvernare cu PNL cu USR. PNL cu USR. Ai nu știi ce au zis. Da, domnule, ne asumăm planul ăsta de restructurare. Dar nu doar atât. Toată conducerea Complexului Oltenia din 2019, inclusiv acum, asta face. Asta face. Deși domnul Burduș a spus, domnule, Virgil Popescu a refuzat cu desăvârșire inițierea vreunui demers de renegociere a planului de restructurare, deși i s-a cerut în nenumărate rânduri. Ba mai mult decât noi am spus clar, dumne, noi când intrăm la guvernare, când PSD va avea prim-ministru, acesta la Ministerul Energiei nu va fi Virgil Popescu și punct, pentru păi că este fost, și nu a mai aici fost. S-a oprit. Ce a făcut domnul Burduja? A spus așa, da, domnule, aveți Virgil dreptate, Popescu. Planul de restructurare al Complexului Oltenia trebuie renegociat. Termenele de asumate în plan de trebuie renegociate la Bruxelles. Și a inițiat demersul. Mai departe însă nu s-a mai întâmplat nimic. Nu se știe la ce nivel este această discuție. Și dar vedem pe de altă parte ce se întâmplă la Complexul Oltenia. Că se merge în pași spre punerea în aplicare, doar în pași de închidere, pentru că planul investițional el nu este respectat. Aici este drama. Că una spun la București și alta parcă sunt surdomuții. Nu, nici nu vorbesc și pare că nici nu ne aud. Da, da, și încă o chestiune care ar, zic eu, merită atenție. De ce lipsește această problemă din discursul domnului Ciolacu? Această, e un județ din România care riscă mult în acest an. Da? Poate nu mă credeți, dar domnul Ciolacu este foarte abdatat dar la informație. Dar nu lipsește cu desăvârșire problema asta din discursul pentru dumneavoastră. Pentru că nu este... Am văzut, nu, haideți ca să vă spun. În toate este, problemele nu este adevărat, și-a promis. Nu este adevărat. Cu păcănele, cu... Pentru că păcănelele vizează o țară întreagă. Nu, pentru că exemplu. Plafonările guvernează... Dar problema asta care vizează mii de oameni... Să știți că nu. Și județ întreg. Deci, practic, nu, vedeți, uite, noi vorbim despre Complexul Energetic Oltenia ca fiind foarte important, determinant în sistem
sistemul energetic național. Era, acum cred că nu mai s-ar putea să nu mai aibă aceeași importanță și aveți dreptate. Pentru că s-au importat zile dar la rând. Presa nu ne întreabă pe, pentru că uite, știți ce mi s-a întâmplat odată? M-am dus la, era congresul Partidului Social Democrat Victor Ponta și m-am dus de la Gorj, trimisă chiar de aici, când de la TV Sud, presă. Când eram în presă. O mulțime de jurnaliști, zeci de microfoanele pe Victor Ponta. Vine și cineva din spate, eu, și întreb, domnule, ce planuri aveți complexul energetic Oltenia? Se uitau ăia de la Național, ce pe aia? Ce ai zis? Ce înseamnă complexul Oltenia? Ei nu știau, nu. Nu știau ce e complexul Oltenia. Am mai întâlnit chestia asta, da. Ei nu știau, de asta nimeni nu întreabă, domnule, ce păi, faci? Înțelegeți ce vreau acum, să zic? Da, păi da. Dar aici dar să nu înseamnă că parlamentare am avut de 30 și ceva de ani. Făcea da? Un coleg, un fost coleg de-al nostru de presă mișto. Pe 6-7 parlamentari. Păi dacă nu, că dacă corespondenții nu da, știau da. Despre ce corespondenții da. De presă din alte județe, da, habar n-aveau de complexul Oltenia. Exact. Ucrainică, știți cum, înainte de a fi complexul Oltenia, erau complexurile și SNLO. Ucrainică n-a știut să citească SNLO, a citit SNLO. Bine. Deci înțelegeți cât de lipsit de interes este la presa centrală complexul Oltenia, dar nu lipsit de interes pentru președintele complexului, pentru președintele Partidului Social Democrat, care, credeți-mă, știe exact ce se întâmplă în Oltenia, în complexul Oltenia, pentru că mereu îi se pune pe tapet situația și la solicitarea sindicatelor, fiți convinsă de asta. Noi nu avem dialog cu conducerea complexului, că nu avem. Domnul președinte al Consiliului Județean a cerut public săptămâna trecută, domnule, dați-ne exact toate informațiile, asta și pentru a pune la adăpost oamenii și pentru a ne organiza noi care... Știți, uite, drama care se întâmplă acolo la complexul Oltenia a debutat din momentul în care manageri în această companie au venit oameni din afara județului care n-au niciun fel de empatie cu gorjenii. Dom'le, ei sunt puși să ducă la îndeplinire niște un plan misiuni, și asta vor face. Așa pentru ei nu, da. Nu te duci la părinții da, lui și la copii. Dom'le, știți, și oameni din sistem. Nu-i atingi. Cum a fost domnul Burlan, nu? A cărui semnătură e pe planul de restructurare. Să iată corect. O dramă, da. E încă trist. O grevă a foamei. Este vorba de un fost salariat, Alin Glăvan, care a intrat și dumnealui în greva a foamei, da unde? În fața casei de pensii. Glăvan a participat și la greva foamei de la București vara trecută pentru deblocarea legii 197, scriu colegii mei din presă, colegii de la Radio Infinit, în vara anului trecut, Alin Glăvan a dat în judecată casa de pensii pentru a obține aplicarea în totalitate a prevederilor legii 197, a avut câștig de cauză, dar susține că decizia instanței nu este luată în calcul. Glăvan a afirmat că are o pierdere lunară de peste 2500 de lei. Între timp, am înțeles că problema a fost rezolvată și casa de pensii, printr-o decizie repejor, i-a mai pus 2000 și ceva de lei. Deci, revin la ce spuneam în timpul acestei emisiuni, când o parte a liderilor de sindicat, care nu sunt chiar atât de, cum să spun, care au participat la protestele pentru legea 197, pentru aplicarea ei, au spus că fără presiunea oamenilor nu se întâmplă nimic. Iată că un prim câștig, domnul care intrase în greva foamei, are problema rezolvată. Asta pentru că și nu, chiar nu sunt aici să iau apărarea nimănui, nu am niciun interes din acest punct de vedere. Volumul de muncă la casele de pensii, în special la casa de pensii de la nivelul județului Gorj, este unul extraordinar de mare. Că n-ar fi. Ideea e că dau decizii strâmbe și că nu respectă legea. Asta e problema. Deci casa de pensii Gorj nu respectă legea. Uite, îmi scrie, mi-a scris cineva sau am văzut, iertați-mă, cred că domnul TV. La Hunedoara se respectă, nu mai ajung oamenii în instanță. Casa de pensii a văzut legea, a dat decizia, da? Păi să vedem și partea cealaltă, că am văzut voci de anul trecut încoace că iau pensii prea mari, domne, și care e problema? N-au muncit oamenii ăștia da, de 40 de ani? Așa e, au tot dreptul, merită pe deplin. De ani din viața așa unui e. Om. Așa e. Au poate cancer la plămâni, poate nu neapărat cancer, dar sunt bolnavi, da? În 2022 au murit peste 50 de oameni.
din CEO. Cum să zici că au pensii prea mari? Pe cuvânt. Dar pensiile speciale? Haideți să citim un pic. Domnul Pestea spune, nu a fost o selecție la numirea directoratului, au fost numiri politice, împărțirea ciolanului în gorj, bătaie de joc față de muncitori, bătaie de joc față de pensionari. Clasa politică din Gorj este zero, în afară de domnul Miruță, spune dumnealui. Deci cam asta este situația. Vom vedea cum se vor termina și negocierile de astăzi de la Complexul Energetic Oltenia. Țin să vă reamintesc că liderii sindicali n-au obținut nimic din ce ceruseră, nici cele 40 de salarii compensatorii, nici o majorare salarială decentă pentru scumpirile din ultimul an, din ultimii 2 ani, da, o inflație mare de tot. Li s-a dat o majorare, atâta poate administrația CEO, o majorare de 1200 de lei brută, netă fiind de 600 de lei. Asta e majorarea pentru angajații CEO. Să schimbăm un pic registru, să vorbim un pic și despre campania asta electorală. Nu știu dacă ați văzut în jurul prânzului un liberal. Nu am reținut județul, a dat cu mașina peste un reprezentant SOS, deci vedeți unde ajungem în campania asta electorală, unde ajungem. Bineînțeles, omul a fost reținut, deci pentru tentativă de omor, că dacă te urci băut fiind, era și beat, băut, nu beat, și era o suspiciune că ar fi consumat și alte substanțe, s-a urcat în mașină și a dat peste rivalul de la SOS. Sunt semne groaznice pentru această campanie electorală. Cum vedeți campania electorală de la Gorj? Eu sper să nu avem, Doamne ferește, asemenea cazuri. Da, dar nu trebuie să ne încălzească cu nimic, că nu este în județul nostru, ba din contră trebuie să ne îngrijoreze și să ne zicem, Doamne ferește, da, s-am și la noi să nu se ajungă în situația de față. Patima asta unora de a face politică și dorința asta neînțeleasă de a ajunge la putere, de a pune mâna pe o funcție pe care și-o doresc cu ardoare, eu cel puțin, dar văd că și colegii mei din Partidul Social Democrat, nu, eu nu înțeleg, noi nu înțelegem. Așa ceva este inadmisibil, așa ceva este imposibil, deși politica, clișeul spune, sau asta că în politică este permis orice, nu este permis orice, ba din contră, ca și în viață trebuie să fim cumpătați, ca și în viață trebuie să avem limitele, iar dacă odată ce depășim aceste limite ale bunului simț, care cumva guvernează un trai decent, o țară decentă, atunci lucrurile sunt foarte grave. Eu sper că nu se va ajunge aici la nivelul județului Gorj, cel puțin dinspre Partidul Social Democrat. Așa ceva este de neacceptat, nu trebuie să tolerăm astfel de comportamente și pot să vă asigur că situații de genul acesta nu o să apară de la PSD Gorj. Sper că și ceilalți sunt îndemnați de același crez, pentru că oamenii nu au nevoie de circ, oamenii au nevoie de soluții, oamenii au nevoie de oameni decenți, de oameni capabili, de oameni care chiar își doresc să facă ceva pentru ei. Și cred că în felul acesta oamenii vor și decide. Da, ne mai scrie cineva, doamna Dumitra Beșliu, nerespectarea legii și mai ales a sentinței judecătorești nu are nicio legătură cu volumul de muncă al casei de pensii, asta spuneam și noi. Deci chiar nu are legătură volumul de muncă. Ideea e că atunci după ce ai muncit foarte mult, da, că nu îți merge softul, nu știu ce mai spuneau la un moment dat cei de la casa de pensii, n-ai ok-ul de la șeful casei naționale de pensii. Dom'le, dacă îmi dai o decizie, dă-o drept, n-o da strâmbă, da? Și respectă legea, în primul rând, tu ca funcționar. Că dacă nu, uite, s-au întâmplat, au dat în judecată casa de pensii, casa de pensii se plânge acum că n-are bani să plătească ce rezultă din procesele intentate potriva ei, se îndreaptă spre funcționarii care au dat decizii strâmbe,
Și nu știu cine are de câștigat. Bine, dacă cineva greșește, trebuie să-și asume. Este normal că atunci când constați că ți s-a făcut o nedreptate, să și acționezi în consecință și să-ți câștigi drepturile. Chiar avem dacă, și o listă, din păcate, se ajunge uite, în instanță. Uite că suntem pe final și de asta mă grăbesc, că avem o listă cu candidații. PSD Gorj și-a stabilit toți candidații de data asta. Partidul Social Democrat a finalizat această procedură de desemnare a candidaților. Vă spuneam și cu alte ocazii că desemnarea persoanelor care vor candida la funcția de primar s-a făcut în urma sondajelor de opinie pe care noi le-am realizat la nivelul județului Gorj. Pot să vă spun că suntem foarte încântați de faptul că oamenii au înțeles și au receptat pozitiv tot ceea ce Partidul Social Democrat a făcut în tot acest timp pentru ei și datorită măsurilor pe care noi le-am întreprins reușim să ne calificăm la mare distanță față de următorii clasații ca și procente în toate sondajele de opinie pe care le-am realizat. Dincolo de faptul că oamenii aleg PSD, oamenii aleg și candidatul Partidului Social Democrat la funcțiile de primar, merg la toate, pe toate listele alături de Partidul Social Democrat. Sunt oameni tineri. Ceea ce ne diferențiază poate este faptul că avem candidați la funcții de primar atât oameni tineri, dar și oameni cu experiență. Să știți că modul ăsta de a face echipă este unul extrem de benefic. Experiența oamenilor cu vechime în Partidul Social Democrat contează foarte mult. Creează așa o stare de echilibru, ne oferă un confort la Rovinari, în abordarea. Știu că era o controversă acolo. La Rovinari, omul nostru foarte implicat, domnul Constantin Pistolea, este candidatul Partidului Social Democrat. Să știți că eu îl cunosc destul de bine pe domnul Pistolea. Știu că era o controversă legată de domnul Chivu. A fost la un moment dat o discuție cu domnul Chivu pentru această funcție, pentru candidatura la funcția de primar. Ea nu s-a concretizat. Au fost mai multe aspecte care au fost puse în discuție. Domnul Tică Pistolea și-a asumat, pentru că dumnealui în tot acest timp, în tot cei 4 ani cât a fost președinte al organizației locale de la Rovinari, a reușit să-și construiască o echipă puternică, o echipă frumoasă, care eu am convingerea că va reuși să obțină rezultatul pe care și-l dorește la Rovinari. Bun, deci asta rămăsese la un moment dat în mintea mea, controversa legată de Rovinari. Nu este nicio controversă și vă asigur. Noi sunt discuțiile care au avut loc, ca să nu-i spun controversă, da? Și la un moment dat chiar și în emisiune vorbeam cu colega mea Irina Stoian de un, Doamne ferește, blat între PNL și PSD acolo. La Rovinari? Legat de candidatură. Exclus așa ceva, exclus așa ceva. Acum, fiecare candidat are șansele lui. Fiecare candidat are șansele lui, așa cum se știe, primarul în funcție într-adevăr pleacă cu un avantaj. Dar asta nu înseamnă că ceilalți candidați, contracandidații primarului aflat în exercițiu funcției, trebuie să fie descurajați, ba din contră. Noi spunem că domnul Pistolea, repet, a reușit în cei 4 ani și ar fi fost nedrept față de domnul Pistolea. Cum a rămas? Nu știu. Nu știu unde este domnul Chivu, nu știu dacă va candida de la alt partid, dacă nu. Dar ar fi fost și nedrept față de domnul Pistolea ca în cei 4 ani în care a muncit să-și construiască pentru această partid. Echipă. Sigur că da. A muncit pentru partid. Este muncă politică să faci o echipă, să identifici oamenii. Oamenii au și anumite rețineri de a se... Domnul Chivu nu făcuse același lucru. Domnul Chivu nu a fost la PSD în acest timp. Deci în cei 4 ani domnul Chivu nu a fost în echipa Partidului Social Democrat, efectiv înrolat în munca asta de partid. Deci asta a fost... Dom'le, repet, sunt mai multe problema, aspecte. Problema, ca să spun așa. Sunt mai multe aspecte care au fost luate în discuție. Domnul Pistolea este un om fidel partidului, este un om care s-a luptat cu domnul primar acolo la baionetă, a ținut, i-a suflat în ceafă un Rovinar și sub nicio formă nu putem vorbi despre vreo înțelegere. Trebuie să spun că e o celulă de criză la guvern pentru evacuarea românilor din Israel.
Da. Știți că asta de când nu ne-am văzut de joia trecută până astăzi, a mai izbucnit un război despre care sper să nu, cum să spun, sper să nu escaladeze. Ce am putea spune noi? Că dacă e să compari situațiile astea, campania electorală a noastră cu ce se întâmplă în jurul nostru, cred că nici n-ar trebui să ne mai facem atâta sau să fie atâta încrâncenare pentru motive politice. Sau așa văd eu acum. Corect. Aveți mare dreptate. Aveți mare dreptate. Chiar ar trebui să fie mult mai responsabili cei care candidează și mult mai ancorați în realitatea zilelor noastre. Pentru că lucrurile se îndreaptă într-o direcție destul de urâtă. Este adevărat, este adevărat, trebuie să fim tot timpul de partea binelui, trebuie să fim tot timpul de partea păcii, trebuie să fim tot timpul de partea echilibrului, să excludem din jurul nostru pace tot ceea ce înseamnă dezechilibru. Pace despre care nimeni nu prea mai vorbește nimic. Toată lumea e cu... E, uitați că în momente din acestea poate reușim să înțelegem și noi cât de importantă este liniștea și echilibru în țara noastră, cât de important este să înțelegem care sunt prioritățile, spre ce vrem să ne îndreptăm și ce vrem să facem. Asta în moment, mai ales că numai ce acum când în 2022 a izbucnit nenorocirea în Ucraina, da, am avut un episod din ăsta care ne-a care traumatizat și trebuie să recunoaștem, doamna Horvat, ne-a traumatizat. Acum parcă ne-am obișnuit cu ideea și nu e bine. Păi nu e bine că ne-am obișnuit cu ideea de război, da. Primul impuls a fost unul traumatizant pentru noi și doar pentru că este mai departe un pic, da? Zona de conflict nu înseamnă că trebuie să stăm liniștiți. Da? Nu urmează război în România, eu am convingerea asta, însă trebuie să înțelegem și să apreciem liniștea și să zicem Doamne ajută că suntem liniștiți, că e pace în România pace noi, măcar, și da. Uite cât de mulțumesc cât de mult. Eu am vă ajuns mulțumesc la pentru final. Invitație. Eu vă mulțumesc mult. Pentru invitație. Ne auzim și mâine, să știți, cu alte vești. Bineînțeles că o să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă cu cei care protestează astăzi și se află în greva foamei. Până mâine, toate cele bune. La revedere!